Pentru astăzi m-am gândit să revin și cu un videoclip de favorite parfumate. Să vedeți și voi ce parfumuri am folosit eu așa mai obsesiv în ultima vreme, în această primăvară mai exact. Bun, o să încep cred că cu obsesia, nu știu, supremă al acestei primăveri, cred că am zis bine, și anume acest La Tosca de la Xerjov Casamorati. Cam atât am putut să consum din el, deci deja am trecut de mai bine de jumătate sticlei. Deși țineți cont de faptul că este un parfum puternic, cu care normal nu ai avea nevoie să te dai mai mult de 2-3 pufuri, ci drept eu mă dau cu un pic mai mult. Bine, nu exagerez, undeva 4-5, hai maxim, între 4 și 6 pufuri de obicei mă dau cu el și credeți-mă că ține întreaga zi și nu doar că ține și persistă întreaga zi, proiectează într-un mare fel. Am primit nenumărate complimente pentru acest parfum. Toată lumea m-a întrebat în jur cu ce m-am dat că miroase într-un mare fel. Și da, îmi place foarte mult. Sunt efectiv obsedată de mirosul acestui parfum pentru că da, miroase extrem de bine. Miroase a violete, multe, multe violete, e pudrat și în același timp moscat. Se simte foarte bine și moscul din el. E un mosc proaspăt săpunos, aș zice. Deci clar este un parfum de primăvară, vară, de sezon cald. Și îmi place la nebunie parfumul acesta. Știți că am și sticlă mare de backup la el pentru că, nu știu, nu vreau să-mi lipsească niciodată din colecție. Îmi place mult prea mult. Este în top parfumuri de nișă pentru mine. Nu știu, mă mulțumește din toate punctele de vedere, de la siaj, la persistență, la miros. Este demențial. Deci da, asta este numărul 1, obsesia primăverii. Bun, și tot în aceeași idee, pot să zic că am făcut o obsesie și pentru Insolence de la Guerlain, apă de parfum. Cam atât am consumat din sticla mea. Am sticla nouă, dar care în continuare este foarte frumos, foarte potent, foarte bun. Într-adevăr, pe Insolence îl resimt ceva mai pudrat. Merge și el pe aceeași idee de violete. Un pic mai dulce și un pic mai pudrat îl resimt pe Insolence. Am zis la Tosca e ceva mai moscat, dar ambele sunt superbe și nu știu, unice în felul lor, le ador pe amândouă, sunt foarte, foarte frumoase. Într-adevăr, cu La Tosca am obsesie ceva mai mare, dar și Insolence este superb și el. Mi-a plăcut și până acum, dar acum simt că îmi place din ce în ce mai mult și că, nu știu, cumva mă reprezintă, da? Da, e frumos. Toată lumea știe Insolence, așa că nu insist cu el, dar ca idee v-am zis, începe să-mi placă din ce în ce mai mult. Ok, următorul parfum, cred că ăsta este pe locul 2 la capitolul obsesie sau, mă rog, cumva acolo în top 3 obsesii ale acestei primăveri și în ultima perioadă și vorbesc despre acest Diva Rouge de la Emmanuel Ungaro, un parfum ceva mai nou în colecția mea, l-am luat acum în primăvară, este o lansare anul trecut, parcă din ce mi-amintesc. Doamne, cum este parfumul acesta! Îl ador, efectiv. Îmi vine să-mi fac baie în el toată ziua, să mă dau așa, nu știu, din cap până în picioare cu el. Am zis, este după La Tosca sau aproape cam la egalitate cu La Tosca, efectiv, obsesia primăverii, acest Diva Rouge. E super, miroase a femeie frumoasă, elegantă, bine îngrijită. Chiar mă duce cu gândul în zona Rouge, produse cosmetice și el, cum zice și numele. Nu știu, e super. Eu nu știu Diva, primul apărut. Acela parcă e, în câte știu, e ceva mai vintage. În acest Diva Rouge nu simt absolut nimic vintage. Vă zic sincer, dar miroase atât de bine. Într-adevăr, poate fi și el o idee mai matur, cum este și Insolence și La Tosca, cu siguranță nu e neapărat un parfum de puștoaică, dar nu știu, e, îmi place la nebunie. Nu știu exact să vă arăt cât am folosit din el, dar am folosit foarte mult, cred că un sfert, deși nu cred că exagerez, un sfert din sticla aceasta, care e la 100 de mililitri, am consumat-o deja pentru că am dat obsesiv, deci obsesiv cu el.
Dacă pe La Tosca și pe Insolan, să zicem că mă mai dau cu măsură, pentru că sunt și mai puternice și proiectează puternic, e bine, cu Divaruș, m-am zis, am făcut baie în el, obsesiv cu el. Da. Bun, mergem mai departe. Următorul parfum care e și el în aceeași idee, cum este și Divaruș, mă refer la produse cosmetice ruj, ar fi acest The Proposal, din gama The Proposal de la Hadlaj, și anume Date Night. Doamne, și cu acesta sunt obsedată. Uitați-vă cât am putut să consum din el. Da? Deși nu l-am de mult timp, dar cam atât am consumat, tot așa, din sticla mare la 100 de mililitri. Vai de mine cum este și acesta. Tot așa, tot am zis în zona de ruj, cosmetice. Seamănă și el oarecum puțin, v-am zis, cu parfumurile acestea, cum sunt și cele de designer, de la Elisabi Elixir, la Viebel Iris Absolut, dar în același timp are și ceva al lui, ce-l face ceva mai deosebit, ceva mai unic. Inițial v-am zis că m-a dus puțin de tot cu gândul la Iris Crush de la Jimmy Choo, dar nu, acum nu mi se mai pare că seamănă cu acela. Dar oricum, dacă vă place, plac parfumurile menționate de mine, sunt mari șanse să vă placă și acest The Proposal Date Night. E superb, efectiv, îl ador. Persistă și foarte bine. Mă ține cam întreaga zi. Are și siaj. Oai, superb, îmi place mult, mult de tot. Bun, mai departe, următorul parfum, tot așa o obsesie a acestei primăveri, este nelipsitul parfum al primăverii pentru mine cu liliac, și anume Adroptisei, tot așa. Și cu acesta, cred că nu există săptămână să nu mă dau cu Adroptisei, deci nu există. Uitați-vă cât am consumat deja din el, la a doua mea sticlă. Deci presim că o să dau gata în această primăvară. Mai am o sticlă de backup la el și deja mă gândesc să mai iau o sticlă de backup, pentru că nu știu cât timp se va mai produce. Și nu știu, este parfumul meu preferat la capitolul liliac, în special în ceea ce înseamnă sezonul cald. Ador. Ador Adroptisei, deci v-am înnebunit cu el, așa că nu mai insist. Bun, mai departe, tot așa, sunt obsedată și cu Alien. Dacă vă vine să credeți că am atâta, mai am în sticlă, cred că se vede că nu mai am foarte mult. Deci, presim că o să dau cât de curând gata această sticlă și deși nu este neapărat un parfum de primăvară, dar l-am folosit foarte mult în ultima vreme, seara, și îmi place foarte mult. Este unul dintre parfumurile mele preferate, unul dintre parfumurile mele semnătură, așa că nu există anotimp să nu mă dau cu Alien. Mă dau și chiar și vara, în seriile de vară, iarăși mi se pare că merge foarte bine și proiectează într-un mare fel și se simte și, nu știu, e plăcut de majoritatea persoanelor. Deci da, ador Alien, așa că nu am nicio problemă să-l folosesc chiar și primăvara. Bun, mai departe, ce ar mai fi? Ar mai fi acest parfum ceva mai nou în colecția mea, la fel cu care sunt obsedată și la fel mă dau săptămânal, și anume Narcisa Rodriguez For Her, apă de parfum. Super! Cu trandafirașul acesta, acela drăguț așa, tinerel, jovial, și cu moscul acela specific din Narcisa Rodriguez, de asemenea pudrat-o, cremos, resimte. Parfumul acela care miroase, nu știu, a piele curată, îngrijită, a femeie delicată, dar care se aranjează, se îmbracă frumos. Asta mi inspiră mie acest Narcisa Rodriguez For Her. Îl ador și mă bucur că am sticla mare, deci pot să mă dau în voie cu cât vreau eu. Bun, da, am și câteva parfumuri arabești cu care sunt obsedată. Unul dintre ele ar fi acest hit de pe Dubai Collection și anume acest Cair Pistachio. Cam atât am consumat din el. Cred că se poate observa, da? Îmi place foarte mult. Avem înghețata aceea de fistic în acest parfum. Am o problemă cu ambalajul pentru că fica mea l-a scăpat pe jos și s-a stricat un pic, dar nu-i problemă. Poate fi, pot să-l folosesc în continuare fără probleme. Îmi place mult, mult de tot acest Cair Pistachio. Ador. Pentru că este un gurmand foarte, foarte delicios, dar în același timp nu este doar un gurmand, nu miroase doar a înghețată. Este un parfum foarte complex. Se simte și rahatul acela turcesc, se simte cumva și ceva
dulce, aerisit, în genul vată de zahăr, se simte într-adevăr și ca și cum ai intra într-o gelaterie, pentru că îți dă senzația aceea de rece, cumva de înghețat acest parfum. Exact cum vedeți sticla aceasta, cumva, da, pare că e înghețată, super. Și da, se simte oarecum și puțină mentă acolo. Așa că da, ador parfumul acesta. Din câte știu, se inspiră de la Kajali. I-am pistacio gelato, nu l-am testat încă. Dar din ce am înțeles, acesta ar fi mult mai bun și mult mai frumos. Bun, următoarea obsesie este și acest Mango Punch de la Emir. Nu v-am menționat, Cahier Pistachio este de la Paris Corner. Acest Mango Punch de la Emir, care este un parfum pe bază de mango, la fel cam atât am consumat din el, deși am aici o sticlă mare, dar tot așa m-am dat obsesiv cu el, în special în momentul în care mi-a venit, cred că câteva săptămâni la rând l-am folosit obsesiv. Da, e foarte frumos. Într-adevăr, nu e cel mai persistent parfum de pe Dubai Collection, pentru că este ceva mai prospețel, e mai mult axat pe nota aceea de mango, dar îmi place foarte, foarte mult. Într-adevăr, resimt un mango delicios, suculent, bine copt, autentic. Cam asta e tot ce resimt în el. Și îmi place lucrul acesta, pentru că la banii aceștia să găsești un parfum atât de frumos și cu un mango atât de bine făcut, chiar e ceva. Da, foarte frumos. Din câte știu, se inspiră de la Wilhelm Parfumerie Mango Skin. Nu l-am testat pe acela, dar din ce am înțeles, ar fi cam cea mai apropiată variantă de original. Pentru că e greu să faci un parfum care să le dea atât de bine acea notă autentică de mango, și acest Mango Punch reușește într-o măsură destul de mare să facă lucrul acesta. Ceea ce e wow! Am zis, la banii aceștia chiar merită. Bun, ce ar mai fi? Ar mai fi acest L'Or Noir de la Hadlaj, care iarăși îmi place foarte mult. E un parfum iarăși, nu știu, e greu să-l descriu, un parfum cu un miros unic. Un parfum lemnoso, vreau să zic ambrat, dar nu e neapărat ambrat. Care este un parfum lemnos, un pic întunecat, un pic dulce. Din câte știu, este unisex, dar tot așa l-aș vedea cumva pe o femeie ceva mai, nu știu, sigură pe ea. Clar, nu este un parfum de puștoaică nici pe departe, dar l-aș vedea potrivit chiar și pe un bărbat purtat, de ce nu? Pentru că are partea aceea, v-am zis, lemnoasă, puțin întunecată. Dar acum nu vă gândiți că este un parfum întunecat, nu. Foarte frumos și el, și pe acesta l-am folosit. Am folosit ceva din el de când m-am dat. L-am de mai de curând, de aceea încă nu vedeți neapărat un dent foarte mare, dar totuși am folosit ceva din el. Îmi place mult, mult de tot. Am avut mostră la el și m-am îndrăgostit pe loc de mirosul lui și cred că la scurt timp după mi l-am comandat de pe Vivantis și da, nu regret nicio clipă că l-am. Bun, ce ar mai fi? Ar mai fi așa două parfumuri de la Afnan cu care sunt obsedată momentan. În primul rând, acest La Fleur Bouquet, care se inspiră din Fleur Narcotic de la Ex Nihilo. Cam atât am consumat din el, ca să vă faceți o idee. Îmi place enorm de mult. Mirosul acestui parfum, într-adevăr, este adictiv, cum zice numele originalului. Chiar e narcotic, e adictiv. Floralul acela din el, nu știu, cu iasomie, cu tuberoză, cu ceva note fructato dulci pe acolo și cu baza aceea puțin dulce vanilată, dar și proaspăt în același timp. Nu știu, e super, pur și simplu. La fel, din ce am înțeles, ar fi cam cea mai bună variantă inspirată din Fleur Narcotic. Am mai testat ceva de pe Dubai Collection, dar nu mi-a plăcut la fel de mult. În continuare, acesta de la Fnan este preferatul meu. Și da, clar, o să mai iau o sticlă când îl termin, pentru că îmi place mult prea mult. Și cel de-al doilea, mai nou, este acest Mystic Bouquet. Mystic Bouquet, care, din câte știu, se inspiră din Valaia, de la Parfums de Marly. Și acesta îmi place foarte mult. Tot așa, și în el resimt oarecum un floral tot așa narcotic, care îți dă dependență, un floral citric. Dar în același timp are și ceva ușor verde, puțin mentolat, cel puțin eu așa îl resimt.
Vai de mine, foarte frumos. Și da, într-adevăr, cumva, culoarea sticlei reflectă foarte bine mirosul acestui parfum, așa un verde crud, transparent, floral, așa. Nu știu, duce gândul la iarbă verde, la mirosul ierbii după ploaie, cumva, pentru că e și apos. Pe ambele, să știți că le resimt destul de apoase, cumva, și frumoase, foarte potrivite pentru primăvară, chiar și pentru vară. Deci, da, ador acest Mystic Bouquet. Eu nu am testat originalul Valaia, eram foarte curioasă de el, dar acesta e demențial. Și persistă foarte bine, ambele persistă cel puțin acolo, 6 ore cel puțin le resimte ambele și da, sunt superbe. Bun, și am ajuns și la ultimele două parfumuri, care sunt tot de pe Dubai Collection, din gama Twins. Primul este acest Kyoto, care este cu flori de primăvară, cam atât am consumat din el. Așa, sunt obsedată din mirosul acestui parfum. Miroase a flori de cireș, efectiv, multe, multe flori de cireș, te transpune, te transportă undeva acolo în Japonia, unde sunt flori de cireș peste tot. Are și capacul acesta magnetic, ceea ce e un detaliu drăguț. Doamne, îmi place foarte mult, la fel se simte autentic, natural, proaspăt, moscat. Se simte destul de mult mosc acolo, dar nu mă duce neapărat cu gândul la săpun acest parfum, deși te-ar putea duce că e genul acela de mosc proaspăt, curat cumva, nu animalic, nu murdar nici pe departe. Dar da, florile de cireș se simt foarte, foarte bine în acest Kyoto și parcă se inspiră din Dior Sakura, parcă din ce am înțeles. Și cel de-al doilea de la Twins este acest Le Pacte și acesta se inspiră din Arabian Wood Black Solid, dacă nu greșesc, nu știu parfumul. La fel și din acesta cam atât am putut să consum. Și acesta îmi place foarte mult, la fel sunt obsedată cu mirosul lui. Foarte mult îmi place. Este un fructat ceva mai floral, o fructat ceva mai deosebit. Vai de mine. Este și el unisex, din câte știu. Este un floral fructat dulce, tot așa puțin moscat. Puțin întunecat, dar nu neapărat. Din câte știu, are ceva flori mai deosebite, cum ar fi flori de, nu mai știu, de flori de măr, de piersică, nectarină, ceva pe acolo. Și da, într-adevăr, se simte un floral fructat, ceva mai deosebit. La fel, nu știu cu ce să-l asemăn, nu mai am absolut nimic asemănător cu acest parfum în colecția mea. Și da, îmi place mult, mult de tot. Și culoarea lichidului e ceva mai întunecată, dar nu este un parfum pe care l-aș purta neapărat doar în sezonul rece, deși merge foarte bine și toamna, iarna, dar și primăvara. Eu mi l-am luat acum primăvara și da, îl ador. E minunat, pur și simplu. Astea două sunt parfumurile mele preferate din gama Twins. Da. Bun, și cam atât pentru astăzi. Cam astea au fost obsesiile din ultima perioadă în materie de parfumuri. Lăsați-mi și voi, desigur, în comentarii ce parfumuri sau de ce parfumuri ați fost voi, nu știu, obsedați, dacă pot să folosesc cuvântul, ce parfumuri ați folosit voi obsesiv și vă plac foarte, foarte mult în ultima vreme. Cam atât pentru astăzi, vă pup și ne revedem foarte curând la un nou video. Pa, pa!